Dragi prieteni, vă spun bun venit la un nou live pe care doresc să îl prezint foarte pe scurt. Legat de întrebarea pe care o observați în titlu, ce spune Sfânta Scriptură sau cum ar trebui să privim situațiile acestea în care vedem oameni sau poate chiar noi înșine ne-am trecut prin asemenea stări, crezând că am făcut păcate prea mari sau suntem prea păcătoși ca să putem fi mântuiți de Domnul Iisus Hristos. Dacă ești o asemenea persoană, sper că mesajul acesta îți va prinde bine și vei ajunge să înțelegi din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu te primește și Dumnezeu nu te abandonează. De asemenea, dacă cunoști pe cineva care are asemenea gânduri, a avut asemenea stări sau trece prin asemenea stări, ai putea să-i dai clipul acesta. Și dacă nu știi pe cineva care trece prin asemenea stări, ai putea să dai un share simplu la clipul acesta, ca cât mai mulți oameni să audă acest mesaj. Sunt persoane care, în urma unei convingeri puternice cu privire la propria stare, convingere de păcat, ajung să creadă și să spună: pentru mine nu există recuperare, sunt prea păcătos, am făcut prea multe lucruri, Dumnezeu nu mai îmi dă nicio șansă, nu mai am nicio oportunitate ca să fiu mântuit. Bineînțeles, exprimarea acestei stări variază, da? Oamenii vor formula diferit starea aceasta, sentimentul acesta mai degrabă pe care le au ei, percepția asta pe care ei o au cu privire la relația lor cu Dumnezeu, că ar fi irecuperabil, că Dumnezeu nu le-ar mai da o șansă, că Dumnezeu nu îi va ierta. Ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre lucrul acesta? În primul rând vreau să observ că este un lucru pozitiv să vezi o persoană, este un lucru extraordinar, aș spune, să vezi o persoană care își vede grozăvia păcatului, care se vede irecuperabil. Pentru că dintr-un anumit punct de vedere, acesta este primul pas spre vindecare, acesta este primul pas spre mântuire, acesta este primul lucru pe care Duhul Sfânt îl face în viața unui om înainte să-l mântuiască. El îl convinge de păcat. Da? El convinge de păcat. Ne arată starea în care ne găsim. Deci este un lucru extraordinar să ajungi la un punct în viața ta în care să-ți vezi păcatul. Pentru că asta va crea în tine nevoia de Hristos, nevoia de Mântuitor. Dacă niciodată n-ajungi să vezi cât de ticălos ești, cât de pierdut ești, dacă n-ajungi la niciun moment de epuizare, nu vei capitula, nu vei ceda, nu vei abandona, nu te vei prăbuși la picioarele lui Hristos. Așadar, este pozitiv, trebuie să înțelegem lucrul acesta, este pozitiv să ajungi să-ți vezi starea nenorocită, pentru că ea așa este în realitate. Cu alte cuvinte, dacă cunoașteți asemenea persoane, niciodată n-ar trebui să le spuneți: hei, starea ta nu e chiar așa disperată, starea ta nu este așa nenorocită, nu e chiar atât de grav lucru pe care l-ai făcut, nu e chiar atât de gravă starea ta. Nu! Starea noastră este disperată. Starea noastră fără Dumnezeu este nenorocită. Suntem irecuperabili fără Dumnezeu. Și ar trebui chiar să facem tot ce putem noi ca și oameni pentru a-i aduce pe oameni la punctul acesta. Da? Ar trebui să predicăm într-un asemenea mod cuvântul lui Dumnezeu pentru ca oamenii să ajungă la această convingere de păcat. Pentru că dacă n-au această convingere de păcat, nu vor veni la Domnul Iisus Hristos. Cu cât este mai slabă convingerea de păcat, cu cât este mai slab sentimentul cu privire la propria ticăloșie, nenorocire spirituală, cu atât omul va fi mai puțin predispus să-L caute pe Dumnezeu. Totuși, deși convingerea de păcat este necesară, este pasul preliminar al mântuirii, este esențial în evenimentul sau în convertirea noastră, întoarcerea noastră la Dumnezeu, totuși a spune că sunt irecuperabil, sunt prea păcătos, am făcut păcate prea mari, înseamnă să mergi mult mai departe decât ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Mult prea departe. Și de aceea această stare este într-un fel alimentată de Satana cu tot felul de gânduri negre, cu gânduri de disperare pentru a-l îndepărta pe om de Hristos. Cu alte cuvinte, Satana vrea să se folosească de o conștientizarea propriilor păcate pentru a ne feri și a ne împinge departe de Mântuitorul nostru, de Cel care ne poate vindeca, de Cel care ne poate ajuta. De ce Hristos poate mântui orice om? De ce Hristos poate mântui un om indiferent de păcatele pe care le-a făcut? De ce poate face lucrul acesta? Și de ce tu, dacă ai trece printr-o asemenea situație, n-ar trebui să gândești niciodată că ești irecuperabil, cel puțin din punctul lui Dumnezeu de vedere, nu al tău? De ce n-ar trebui niciodată să spui: Hristos nu mă primește, Hristos nu mă va mântui? De ce n-ar trebui să spui niciodată? Pentru că asta este cea mai mare jignire pe care ai putea să-i aduci Fiului lui Dumnezeu și jertfei pe care El o a adus-o. Imaginează-ți că Dumnezeu
Fiul s-a întrupat ca să vină să aducă o jertfă infinită în valoarea și în puterea ei. O jertfă care are putere și în trecut retrospectiv și în viitor, da? O jertfă care poate să mântuiască orice păcătos. Când tu spui, starea mea e prea disperată, eu am făcut prea multe păcate, eu sunt prea păcătos, eu l-am jignit prea tare pe Dumnezeu, pur și simplu faci un atac direct asupra jertfei Domnului Iisus Hristos și a Mântuitorului. Asta se întâmplă. De aceea este foarte grav să perpetuezi această idee în mintea ta, să hrănești această idee, să lași această idee neatâsă din mintea ta. Trebuie să o scoți din sufletul tău. Trebuie să scapi de ea. Hristos poate să mântuiască. Pentru asta a fost adusă jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu pentru păcate mici. Nu, jertfa Domnului Iisus Hristos a fost adusă pentru toate păcatele tuturor acelor care vor crede vreodată în Domnul Iisus Hristos. Apoi, uitați-vă în Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos descrie însăși venirea sa pe pământ, însăși întruparea sa, în legătură cu scopul acesta de a mântui, de a scăpa pe cei care sunt păcătoși. Da? Fiul omului a venit ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Nu cei sănătoși, spune Domnul Iisus, au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Deci însăși venirea Domnului Iisus pentru asta a fost, ca să mântuiască pe cei păcătoși, ca să-i primească pe cei trudiți și împovărați, ca să-i vindece pe cei mai bolnavi oameni din punct de vedere spiritual. Pentru asta a venit însăși Domnul Iisus Hristos. Așa că a spune că sunt prea păcătos, am făcut păcate prea mari, înseamnă să lovești în însăși menirea întrupării. Înseamnă să lovești însăși cea mai glorioasă lucrare care a fost vreodată făcută în universul acesta. Întruparea Fiului lui Dumnezeu, viața Fiului lui Dumnezeu pe pământ, care a culminat cu moartea Lui pentru păcatele noastre și cu învierea Lui și înălțarea Lui glorioasă. Dar pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos. El a venit pentru cei bolnavi, pentru cei împovărați de păcate, pentru cei ajuns la capătul disperării. Pentru ăștia a venit Domnul Iisus Hristos. Să nu spui niciodată că El nu te poate mântui. Să nu spui niciodată că El nu poate să șteargă păcatele tale. Să nu spui lucrul acesta. Pentru că El pentru asta a venit. Și acesta este mesajul Evangheliei pe care îl predicăm. Acesta este mesajul Evangheliei pe care biserica l-a predicat timp de 2000 de ani. De asemenea, din experiența Domnului Iisus, când citești Sfânta Scriptură, vezi un lucru excepțional. Cu totul excepțional. Domnul Iisus Hristos a avut atractivitate pentru tot felul de oameni, dar în special pentru scursurile societății, așa cum sunt numite ele astăzi. Pentru cei mai depravați și stricați oameni. Gândiți-vă, de exemplu, la momentul morții Domnului Iisus Hristos. Când omul pe care îl mântuiește Domnul Iisus Hristos, primul rod, cum este numit, al Domnului Iisus Hristos, este un tâlhar. Un om care toată viața lui a fost un bandit, un hoț, un criminal. Pe acela îl mântuiește Domnul Iisus Hristos. Este un lucru deosebit de frumos. Este o mângâiere, o încurajare deosebită pentru el. Este o forță, o atracție care coboară spre fiecare suflet nenorocit când citești acel pasaj. Primul rod pe care îl mântuiește Hristos este un tâlhar nenorocit. Un om căruia nu i-a dat nicio șansă. Nicio șansă. În mijlocul bajocurilor, ironiilor, sarcasmului, hulelor, nu te-ai fi așteptat ca cel mai depravat, din punct de vedere omenesc, de acolo să fie mântuit. Pe acela l-a mântuit Domnul Iisus Hristos. Și uitați-vă că mântuirea lui n-a fost sofisticată, n-a fost complicată, nu a trecut printr-un proces din ăsta teologic foarte complex. Nici vorbă de așa ceva. Mântuirea lui a fost simplă datorită Mântuitorului. Datorită Mântuitorului, Domnul Iisus Hristos care era acolo. Hristos a primit prostituatele, Hristos a primit hoții, bandiții, tâlharii, oamenii aceștia au fost atrași de ceva din Domnul Iisus Hristos. Și noi nu-L reprezentăm niciodată pe Hristos dacă avem un fel de teamă din asta de a ne apropia de oamenii aceștia. Noi avem un Mântuitor, noi avem un mesaj, noi avem o Evanghelie, noi avem o veste bună pentru cei mai răi oameni de pe planeta Pământ, pentru cei mai răi. Și dacă ești unul dintre oamenii ăștia, dacă te vezi în felul acesta, pentru tine este Domnul Iisus Hristos. Pavel spune despre sine că el este cel mai mare păcătos, cel dintre păcătoși. Dar Hristos a murit pentru el. Dacă el este cel dintre păcătoși și pe el Hristos l-a mântuit, Hristos, dacă vii la el, te va mântui, fără excepție, și pe tine. Deci experiența Domnului Iisus Hristos, descrisă în Sfânta Scriptură, ne arată că el mântuiește cei mai păcătoși oameni. De asemenea, Domnul Iisus Hristos își va primi glorie. Da, va primi glorie pentru dragostea lui, glorie pentru bunătatea lui, glorie pentru puterea lui prin cazurile iremediabile pe care le vindecă, da?
Gândiți-vă, de exemplu, la un doctor. Un doctor nu va avea o reputație extraordinară dacă vindecă boli ușoare. Dacă vindecă boli care se pot vindeca foarte simplu cu leacuri băbești. Ci un doctor va avea o reputație extraordinară, va ajunge să fie cunoscut dacă vindecă boli care sunt, de exemplu, considerate incurabile. Sau boli care se vindecă foarte greu. Atunci va crește reputația acelui medic. Cum crește reputația Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos? Că mântuiește oameni morali, că mântuiește oameni care fac păcate mici, că mântuiește oameni care au greșit și ei din când în când. Nu! Reputația Mântuitorului nostru, gloria Lui, slava Lui strălucește că a scos oameni nenorociți ca noi, oameni irecuperabili din punct de vedere omenesc. I-a scos din păcat, i-a eliberat, i-a vindecat, i-a mântuit, le-a dat iertare, le-a dat siguranța vieții veșnice, le-a dat Duhul Sfânt ca să trăiască o viață după voia Lui Dumnezeu, sfântă. Așa se vede gloria Lui și El vrea să-și ia glorie, El vrea să ia glorie pentru Sine și pentru Dumnezeu și ia această glorie în lucrarea răscumpărării noastre. Și El ia cei mai ticăloși, cei mai răi, cei mai nenorociți oameni și vindecă și mântuiește și iartă și eliberează și în felul acesta reputația Lui, faima Domnului Iisus Hristos se întinde pe tot pământul. Să nu jefuim Evanghelia de puterea ei. Să nu jefuim mesajul Evangheliei de gloria ei. Și gloria Evangheliei stă în faptul că Domnul Iisus Hristos, pe care noi îl vestim și îl proclamăm și îl mărturisim, poate să mântuiască cei mai ticăloși oameni care vin la el. Cei mai ticăloși oameni. Însăși, nenorocirea pe care ți-o vezi, dacă ți-o vezi, și bine ar fi să ți-o vezi, asta este calea mântuirii. Însăși, nenorocirea pe care ți-o vezi, însăși prăbușirea asta lăuntrică, însăși drobirea aceasta pe care o simți uneori, este semnul că ai nevoie de mântuire. Iisus, unul dintre titlurile principale a Domnului Iisus Hristos, este Mântuitorul. El a venit să caute și să mântuiască. El este singurul mântuitor. Dacă tu ești nenorocit, ești candidatul potrivit pentru mântuire. El pentru asta a venit. El pentru asta a făcut lucrarea sa. Da? Însăși starea ta nenorocită face necesară mântuirea. Da? Și dacă ești nenorocit, dacă ești convins de păcat, dacă crezi că ești irecuperabil din punct de vedere omenesc, ești cel mai bun candidat pentru mântuirea Domnului Iisus Hristos. Tu ești la care ar trebui să cauți primul mântuirea Domnului Iisus Hristos. Da? Tu nu, la Hristos nu trebuie să ducă oameni care să-și facă o verificare de rutină. Doamne, e suficient de moral, e suficient de sfânt, mă port destul de frumos între oameni. Nu oamenii ăștia. Nu oamenii ăștia. Da? La Domnul Iisus Hristos nu ne ducem, cum am auzit la un moment dat, pe cineva așteptând într-un cabinet, n-am venit să-mi fac așa un test general, să văd dacă am vreo problemă. Nu! Domnul Iisus nu este pentru oamenii ăștia care nu știu că au o problemă, care nu simt că au o problemă, care nu văd că au o problemă, care nu au o convingere lăuntrică, puternică, apăsătoare că au o problemă. Da? Nu pentru ăștia a venit Domnul Iisus Hristos. El a venit pentru aceia care sunt pierduți. Pentru aceia care sunt irecuperabili din punct de vedere omenesc. Pentru cei mai ticăloși, pentru cei mai nenorociți oameni. Pentru ăștia a venit Domnul Iisus Hristos. Dacă ești în situația aceasta, tu ai toate motivele să cauți medicul care poate să vindece orice boală. Ce trist ar fi ca să spui, am o boală irecuperabilă. Iar eu să spun, uite, este un singur medic care te poate vindeca și tu să spui, chiar dacă mă poate vindeca, boala mea e prea grea. Este trist, ar fi o tragedie. Domnul Iisus Hristos este un mântuitor suficient. Este un mântuitor puternic. Poate vindeca orice boală a sufletului. Poate spăla orice păcat. Nu ai niciun motiv să nu te duci la Domnul Iisus Hristos. Și aș încheia cu o promisiune pe care a dat-o Domnul Iisus Hristos. Una dintre cele mai dragi promisiuni pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat și una dintre promisiunile pe care păcătoșii le-au îmbrățișat cu foarte mult drag. Și Domnul Iisus a spus așa: pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Nu există nici un fel de excepție, niciuna. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Este promisiunea Lui. Te întreb, spune textul ăsta, pe cel ce vine la mine și n-a făcut păcate multe, nu-l voi izgoni afară? Nu spune. Pe cel ce vine la mine și n-a făcut păcate grele, nu-l voi izgoni afară? Nu spune așa. Pe cel ce vine la mine și n-a făcut decât 10 ani de păcate, decât 2 ani de păcate, nu spune așa. Pe cel ce vine la mine, că-i bărbat, că-i femeie, că-i adult, că-i tânăr, că-i bătrân, că-i născut în China, că-i născut în România, că-i bogat, că-i sărac, că-i nobil, că nu-i. Nu există niciun fel de discriminare, niciun fel de diferență. Pe cel ce vine la mine. Vezi care e singura condiție? Pe cel ce vine la mine. Pe cel care vine la mine. Da? Dumnezeu a iubit lumea că a dat pe singurul său pentru că oricine crede, trebuie să crezi în Domnul Iisus Hristos. Dacă crezi, dacă vii la El, El nu te va izgoni afară.
Nu există niciun om pe suprafața pământului care să poată mărturisi că a venit la Domnul Iisus Hristos și Hristos nu l-a primit. Niciunul nu există. Absolut niciunul. Absolut niciunul. Și Hristos nu va permite să fie vreun om în iad care să spună o veșnicie treagă: am venit la tine bazat pe promisiunea pe care tu mi-ai dat-o, am crezut că ești un medic, am crezut că ești un mântuitor, am crezut că ești mijlocitor, am crezut că ești mare preot, am crezut că ești izbăvitor, dar m-am înșelat. Nu va exista niciun astfel de om. Toți care vin la el vor fi primiți. Toți care cred vor fi mântuiți. Vor fi eliberați, vor fi iertați, vor avea viața veșnică. În veac nu vor pieri. În veac nu vor pieri. Viața veșnică este o viață veșnică. Este o viață cu adevărat veșnică. Îndemnul meu pentru tine, dacă auzi clipul acesta, dacă auzi mesajul acesta, este să-ți pui încrederea în Domnul Iisus Hristos, să te întorci la El, să crezi doar în El, să depinzi doar de El, să abandonezi orice metodă omenească, să abandonezi faptele tale, să abandonezi performanțele tale și să-ți pui încrederea în El. El este un mântuitor puternic și El mântuiește pe toți cei care vin la El. Nu există niciun caz irecuperabil pentru Domnul Iisus Hristos. Nu știi cine poate să audă clipul acesta și să beneficieze de mântuirea în Domnul Iisus Hristos. De aceea cred că este moment oportun ca să ne folosim de tehnologie, de Facebook, de telefoanele noastre, de ce mai avem noi, ustensilele noastre, pentru a da mesajul Evangheliei, mesajul mântuirii mai departe. Te rog, dă un like, dă un share la clipul acesta, pentru ca prietenii tăi, alte persoane care interacționează pe profilul tău, să audă mesajul acesta. Iar dacă poți, pune-l și pe anumite grupuri și poate bine ar fi și să te rogi ca Dumnezeu să folosească aceste puține cuvinte, simple cuvinte, pentru cercetarea unor suflete și, de ce nu, pentru mântuirea unora. Acesta este mesajul Evangheliei. Ne vedem la următorul live.